nu, eu nu văd rostul. Trebuie să, între esență, să vezi care e plusurile și... Că minusuri nu sunt, dar pentru și care necesitatea lui aici. Păi că Moldova trebuie aparat serios de dușmani, asta e un lucru cert, dar până ce o fi, noi suntem neutri și nu văd eu dușmani din afară. Deci nu ne trebuie, pero... Nu, cred că nu. Cred că sunt mai multe nuanțe aici, ceea ce depinde de influențele din regiune, Rusie, Statele Unite prin NATO și așa mai departe. Cred că nu ne-ar deranja, din contră. În România s-a deschis baza NATO, văd că ei, economia lor anul trecut, plus 4%, foarte interesant ar fi. Numai să nu ne afecteze integritatea sau cum spunem. Asta și o să ne ajute să mergem spre Uniunea Europeană, ceea ce ne-am pus. E un pas spre o integrare mai ușoară, așa cred eu. Și e nevoie de deschidere. Da, da. În primul rând doar să aducă oameni calificați care o să ne învețe ceva față de ce a fost până acum. Я не понимаю, зачем оно нужно. Но мы же себя позиционируем как независимое государство, правильно? Значит, не нужно никого, офисов не нужно. N-ar fi rău, aș fi foarte bine pentru poate s-a schimbat ceva în țara asta. Poate s-a schimbat, cred că. Poate în planul care oamenii greu trăiesc, poate s-a rezolvat ceva cu mafia asta din parlament, din guvern. Даже я не знаю, что сказать. Мы такие бедные, нам только НАТО надо. Больше остальное все у нас есть уже. Только надо. А зачем оно надо? Что на нас кто-то нападает. Мы от кого-то защищаемся, обороняемся. Это, я считаю, мое мнение, это бессмысленно. Это лишняя трата денег народных государств.